Din declarațiile victimei care a sunat la 112 reiese faptul că altercația a pornit după ce aceasta i-a atras atenția unei femei care vocifera în sala de cinema că deranjează spectatorii. Femeia a devenit agresivă atât în limbaj cât și în comportament, i-a lovit pe tineri peste față, iar ulterior, în sprijinul ei, în sala de cinema, au mai apărut doi bărbați care de asemenea i-au agresat pe tineri. La fața locului s-a deplasat un echipaj de ordine și siguranță publică, dar agresorii nu se mai aflau acolo și nici nu au putut fi identificați în zonă. În cauză se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, precum și pentru identificarea autorilor.